Mergem înspre comuna Nădrag. Foarte frumoasă comună. A fost un centru industrial foarte, foarte puternic pe vremuri. Acum, din păcate, a ajuns o paragină. Dar de altfel, toate în țara asta. Bună ziua, dragii mei, ne aflăm în comuna Nădrag, în județul Timiș. O comună puternic industrializată, dar care acum e moartă. Vedem despre ce e vorba. Aici avem biserica, o bisericuță mică, frumoasă, cochetă, pusă la punct. Asta e biserica Nădrag. Aici e un drum care duce spre o cascadă. Strada Cornet. Asta ar fi Nădragul, strada Cornet. Ăsta e drumul care duce spre cascada, Cornet. Nu e asfaltat, dar merge. Un peisaj de vis. E curios cum arată cascada.
Nu știu, cât ceva, vreo 2 km, cred. Aici avem cascada Cornet. O cascadă superbă, frumoasă. Avem două căderi. Locul e superb, am zis. O pădure seculară. Are o cădere destul de mare. O să vă întrebați de ce vă arăt așa, ce clădire e asta, ce monument? Nu e niciun monument. Aici a fost cândva cea mai mare oțelărie din Nădrag. Uitați ce-a ajuns. Au mai rămas pilonii. Tot s-a vândut. Tot ce-a fost, fier, tot. Nimeni nu a fost pedepsit pentru ceva. Trei oțelării au fost în Nădrag. Fabrică de făcut mașini de gătit Electrovesta, fabrică de lanțuri, la minor, trei oțelării. Deci, industria. Acum oamenii au ajuns că trăiesc de mila Domnului. Aici era depoul de locomotive, erau niște locomotive mici, mocănițe.
Toate s-au vândut pe bani de nimic. Cina de cale ferată de la Nădrag la Gavoșdia, tăiată, vândută. Deci, bătaie de joc, bătaie de joc. Așa, centru industrial puternic a ajuns ca oamenii să trăiască din mila Domnului, din ferică. Și o să mai mergem și unde a fost uzina Ciocanu, Nădrag. Asta era cantina uzinii Ciocanu, Nădrag. Nu mai se ține nicio activitate, nimic. Aici erau balurile muncitorilor și uite fabrica. Cum arată fabrica? Totul demolat. Au rămas niște urme de la șinele de cale ferată. Era trenulețurile alea mici. Era o tablă. Aici era la minor, fabrică de tablă, fabrică de lanțuri, fabrică de mașini de gătit Electrovesta, dacă țineți minte, și mai multe. Deci, și o țelărie era tot aici. Uitați ce-a mai rămas. Nimeni nu mai are unde lucra în zonă. A rămas o paragină, asta a rămas. O bătaie de joc. Era uzina Ciocanu, Nădrag. Și făcută de austrieci, deci nu... Poftim. Asta e tot ce a rămas. Aici era poarta pe unde se intra. Deci vă dați seama. Na, uitați aici. Asta era iarăși o parte. Totuși asta mai arată cât de cât. Dar e dezastru. Totul e părăsit. Totul e vai de lume. O fabrică așa de mare. Totu-i vai șamă. Asta a ajuns industria românească. Acolo era cea mai mare oțelărie. Lucrau mii de muncitori din toată zona. Asta e o altă oțelărie care a fost aici, în Nădrag. Uitați și dumneavoastră, ce-a ajuns? Ce-a ajuns? Încă bine că mai are ceva fier cât de cât. Uitați-vă și dumneavoastră. Ce-a ajuns industria românească?
Vă dați seama ce mare era. Enorm. Mii de oameni lucrau aici. Asta era comuna Nădrag. Era cea mai dezvoltată comună din țară. Deci avea trei oțelării, la minor de tablă, fabrică de lanțuri, fabrică de mașini de gătit Electrovesta și multe, multe altele. Aici era o cale ferată, nici nu se mai văd urmele. Care ducea materialul, tabla și tot ce se preluca, o ducea de la Nădrag la Gavojdia, vreo 40 de kilometri. De acolo se distribuia în toată țara și în străinătate. Acolo au dispărut și locomotivele. Niște mocănițe foarte frumoase, micuțe, cu... era și de călători, și de marfă. Nimeni nu mai știe de ele. Suntem o țară de nebuni. Hai să vă arăt unde a fost gara. Aici era gara. Acum văd că cineva a transformat-o în locuință. Deci, e râsul plânsul. Ce să mai zicem? Nimeni nu-i vinovat, nimeni nu plătește pentru asta, oamenii nu mai au unde lucra, trăiesc de niște amărâte de pensii. Văd că stilul la gară l-o cam menținut cât de cât. Da, aici era gara. Și trenurile veneau direct din fabrică, cu marfă, cu cărămidă, cu materiale din astea, cu tablă zincată, cu fier, ce se turna la turnătorie. No, deci ăsta e acum Nădragul. Și se rupe sufletul când vezi atâta nedreptate. Da. Da. Cam asta era Nădragul. Asta, mai bine zis, asta a ajuns. Păcat, mare păcat. Ca să nu mai discutăm de faptul că nimeni nu e vinovat. S-a vrut să se distrugă siderurgia și tot ce am avut. Ieșim acum, plecăm de Nădrag și vreau să îi salut pe toți nădrăgenii mei, fiindcă sunt născut aici și să le doresc tot binele din lume și să le transmit că iubesc. Și să se aboneze, că e gratis, la canalul meu și să mă urmărească, fiindcă sunt mai multe locuri din astea care au fost bătute de soartă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și numai bine până la filmul viitor. Până la următorul videoclip. La revedere!